Președintele Biden are din nou COVID și a intrat în carantină. Între timp, cei mai influenți democrați din partidul său au reluat presiunile și îi cer să renunțe la candidatura pentru al doilea mandat. Sondajele arată că nu poți câștiga, i-ar fi spus cu pragmatism Nancy Pelosi, iar senatorul Adam Schiff l-a îndemnat public să predea ștafeta. Democrații și-au reluat campania menită să-l convingă pe președintele Biden să renunțe la candidatura pentru al doilea mandat. Senatorul de California, Adam Schiff, a devenit cel mai influent democrat care îi cere public lui Biden să se retragă. Națiunea noastră se află la o răscruce. A doua președinție a lui Trump ar submina chiar bazele democrației noastre și am serioase îngrijorări cu privire la capacitatea președintelui de a-l învinge pe Donald Trump în noiembrie. Cred că este timpul ca președintele să predea ștafeta. În același timp, atât Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților, cât și liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, i-au transmis în privat lui Biden că sondajele îi sunt potrivnice. Același mesaj a venit și din partea liderului minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries. Terminați cu prostiile, le-ar fi răspuns președintele Biden. That sharply contradicts Biden's claim that rank and file Democrats are behind him. The poll shows that the share of Democrats who think he has the mental capability to serve as president has fallen to around 3 in 10 since February. Chiar înainte să afle care din nou COVID, președintele a acordat un scurt interviu unui post de televiziune. Is there anything that you would look to, you personally, to say, if I see that, I will reevaluate? If there had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. And look, when I originally ran, you may remember it, I said I was going to be a transitional candidate. I didn't anticipate things getting so, so, so divided. But there's more to do. Noua îmbolnăvire l-a silit pe Biden să-și anuleze un discurs de campanie adresat minorității hispanice din Las Vegas. Casa Albă a anunțat că președintele are simptome moderate, însă Joe Biden abia a urcat scara avionului, clătinându-se vizibil la fiecare pas.